Vandame, lasă naibii concursurile alea de karate, că avem o grămadă de treabă. Sau dacă n-ai chef, hai să profităm de resturile astea de decor, că e păcat de atmosfera romantică. Pisica poate să intre pe poză oricând. Vrei să ne ia banii în loc să ne dea? Că știi că cere chirie pe orice lucru, dar lui folosit. Mai bine îi dau lui decât să dau la doctor să te repare după concursul ăla, idiot. Glumești, nu? Încă nu s-a inventat omul care să mă bată pe mine. Ba da, eu, dacă mă mai ții de vorbă și nu facem ce ți-am zis. Lasă că-l pupă să-i dau eu de lucru, nu o să vină peste noi. Pisica să nu îl scrie pe pupăză în concurs, că ăsta nu știe să se bată. Cum să l scriu, mă, tu vezi cât e taxa, de unde bani? Dar n-ar fi stricat să-l spitalizeze ăștia câteva zile și să ne facem și noi de cap. Îi fac o reclamație pentru deranjarea liniștii publice. Eu o să meargă la gagică, să se roage să mușamarizeze totul și să scape de amendă. Încă genială, treci și premiază. Mă, trebuie să stai, pisică, îmbracă-te înapoi. Nu facem reclamația întâi, ha? Ba da, dar nu trebuie să avem și probe? Dacă fac gaborii verificări prin vecini și își dau seama că reclamația e nefondată. Că de când au băgat acciză la benzină, ăștia fac anchetele telefonic. Așa că trebuie să-ți dai interesul să gem foarte tare. Că la ora asta sunt mai pensionari acasă și ei stau pe scauzul. Gemem. Ce? Gemem. Ce să-ți fac? Să mă gemi. Să mă... Tare. Mă pui să păzesc circul foame? Un șantier părăsit? Exact, ca să nu mai fure hoță fierul vechi. Dar ruginiturile alea de acolo, e foarte bine dacă le strâng ăștia. Fac un bine societății. Ruginiturile alea înseamnă bani, agent Poponeț. Bani care dispar din avutul obștesc. Și ai idee cine e însărcinat, ba chiar și plătit să păzească avutul obștesc? Nu. Exact, tu. Vezi, mă, Poponețule, de-aia îmi place mie de tine, că ești perspicac. Dar eu sunt anchetator cu experiență, cu cazuri rezolvate. Am fost premiat cu șef de SIC. Băi, eu nu sunt gardia public, mă! De mă, Poponețule, nu poți să fii tot timpul Sherlock Holmes. Mamă, nu te prind eu cu ceva! Mamă, nu se întoarce foaia, nu trece roata înapoi! Dacă mă mai ameninți, poate spun o vorbă bună la șefa și nu numai o să păzăși dărâmăturile, o să-și locuiești acolo. Deci o să fii Sherlock Holmes, ca Mateiescu. Ha, nehlizim! Deci gata cu războiul rece. Ați dărâmat zidul Berlinului. Nu, dar tot despre niște ziduri e vorba. Alea de la circul foamei. Ne-a trimis să le păzim ca să nu fure aurolacii fierul vechi. Auzi tu ce i-a dat prin minte lui vrăjitor ăsta, dacă nu-i rup eu capul odată. Ba! Mă, asta nu încetează odată cu bătaia de bajocoră, ca și nebunesc. După cum vezi, nu! Pregătește-te de război, colega! Trebuie să-i... Mă! Ca o sfințire în vestiar, ajută! Că știu și eu ce dezbăție acolo după victorie, Sodoma și Gomorra, Barosanic. Că a fost și eu președinte de cup, pe vremea lui Văru Matale, lui Baros Senior. Și dacă l-a lung pe diavol de vestiar, poate să fie nebunuțul drăguț de Dumnezeu să-l iluminize calea spre poarta adversă. Ha? Ce zici? Bine, bă, foc, mai nebunit de cap. Mersi, Barosanic, și uite, ca să te fidelizez, îți sfințesc și galeria. Gratis, ca să se depărteze toate necazurile de acolo, toate pirotehnicile, toate banerile cu măscări și să ferească clubul de amenzi. Presfinția sa, eu zic să te apuci de treabă ca în galerie numeroasă. Să mă apuc de treabă? Păi nu-i ruși. Hai să mă apuc. Hai zburat! Deja ți s-a făcut dor de mine? Sau de ce m-ai chemat? Fiară! Fiindcă ai o reclamație pentru deranjarea orelor de odihnă, cuceritorule. Cine e infamul? Zi-mi numele și îl dau în judecată pentru denunț calomnios. Eu aseară nici n-am pornit muzica în bar, că le-am zis să economisească curentul, că e ora pământului. Reclamația nu e pentru bar, e pentru acasă. Și menționează că sunt sunete erotice. Pe semne că am întrecut măsura aseară. Aseară, da. Și o să mă amendez pentru asta? Normal. Și bănuiesc că vrei să-ți plătesc în natură, aici și acum, nu? Nu, pupăză, cash. Dar o să faci jumate-jumate, că sunt și eu vinovată. Că doar sunt complice, nu? Păi,
Cum che? Tu glumești, nu? Nu, că nu vreau să-mi iasă vorbe că mușamalizez amenzile iubitului meu. Dar putem să facem altfel. O achit eu și îmi plătești tu, cum ai zis mai devreme. Că știu că ești sensibil la plăți. A, dar nu sunt! Atunci o achizi tu și îți dau eu în natură. Dar mă gândisem că vrei să fii tu ăla ecologistul. A, corect, corect, dar scuză-mă, n-am fost atent la detaliu. Îndrăgostit ca toți superficialii. Ăsta invers. Gata, mă? Ați prins hoță? Sau i-ați alergat degeaba ca de obicei? Ori v-a alergat pe voi? Nu persiflanto. Ne-a alergat la urulacii de șa de pacoalea. Dar tu știai foarte bine măgăria asta. Tu știai că nu găsim picior de hoț, ci numai bestii. Știa că e de-a lor. De mă, aurolac la aurolac, tragii. Dar tu ce-ai căutat acolo? Că doar pe Poponeț l-am trimis. A venit din solidaritate pentru mine, că e colegul meu, ai înțeles? Și din momentul ăsta mai ai dușmani pe ăsta, da? Și o să te urască toată lumea. Toată lumea o să te urască. Ce tare tremur. Nu vrei să vii să mă încălzești? Nu! Nici nu te lăsam, aurolacului, că sigur ai luat microb din aia. Uite ce spume faci, zici că ești posedat. Mă duc să o anunț pe șefa că ne pregătim de exorcizare. Și-o dezinfecție. Stai! Stai mereu, tă-te dracu, dacă... Tă-te dracu cu timpușorul ăla! Stai! Stai, crezatule! Bă! Fătorește-te că te găsește, draci! Nu mai da satisfacție la viperă! Că vipera asta urmărește să te scoată din minți! Canalizează-ți energiile pe ceva constructiv! Trebuie să-i găsești punctul slab! Nu are! Nu are, că-i toată numai șornici așa! Un purcică! E o scroaf! Asta e, porcu! Îi furam porcu? Nu, porcu! O lovim unde o doare cel mai tare, în mârlanu! Ca mafie revăzut în filme! Nu, e clar, te-ai țăcănit definitiv! Bă, tu vrei să ne bătem cu uiduma? Nu, mirițene, că suntem mai deștepți decât el! Îl punem să facă una nefăcută și îl băgă la X-Factor! Aici la noi, înțeles? Da, mă, și cine o să fie discreditată? Aud? Ce iubita infractorului! Ia uite, vorbeam de infractor și apare Mărlan! Ce frumos! Era pe la infacier? Mamă, de n-ar mai fi! Auzi, mă, bine că ai venit! Că m-a rugat popa ăsta de la biserică de aici, de lângă noi, să-ți transmit că dacă ai vreo cununie, vreo cumetrie, vreo tăiere de moț, vreo întrerupere de turtă, poți să te duci să folosești biserica lui, că e cam liber. Păi, mersi, dar eu nu știu pe nimeni, bă, pe cine să cunun eu, că nu prea mă cunoaște lumea. N-am, de unde se iau clienți? Ăștia, mă, Van Damme cu Emma, vroiau să fac o nuntă, ceva, ia vezi, poate-i rezolvi. Stai, mă, liniștit, ce te sperii așa? Eu sunt. Ce faci, cauți verighetele și vrei fără o vază curioasă? Caută, liniștit, stai fără grijă că la mine secretul tău e în siguranță, că doar sunt duhovnic. Ce ești, mă, Mărlane? Duhovnic, adică preotul care te cunună. Eu sunt omul tău de încredere, cum ar veni. Mărlane, în primul rând, noi nu facem cununie, că n-avem bani, e foarte scump acum. Și în al doilea rând, ca să poți să slujești în biserică, îți trebuie patalama. Nu-mi trebuie, mă, că dacă îmi dă dezlegare popa paroh, atunci e regulă, nu mai e problemă. Vezi să nu fie legare, că ăștia care se dau ce nu sunt, ajung la spovedanie, adică la vorbitor. Mai bine trebuie pe găcică, dar dacă e legal, să nu-și fi bătut careva joc de tine. Să nu-și fi bătut, n-avea nici. Poftici. Tu erai... Ai făcut-o? Acum o fac. Auzi, mă, n-ai să-mi dai și mie niște vin, că trebuie să-i împărtășesc pe folbaliștii lui Baros. Dar niște vin de la ieftin, care nu-ți mai trebuie, că Dumnezeu nu-i pretențios, mă, ci el n-a băut apă făcută din vin. Mărlane, lasă-mă în pace, că nu vreau să am show cu Chitra. Du-te! Hai, mă, că vă dau cotă parte de ce câștig și câștig ca lumea, că doar mă ocup de folbalii și îi plin de bani. Ok, ok, vezi că sub bar e un pet de 5 litri, ia-l pe ăla. Ha, jos, doamne, mersi, prietene, mă duc, Doamne ajută! Cum vin bănuții de înscriere la concurs? Ăsta-i semn că trebuie să particip.
Luați-i ordinarul, viermele, gândacul. Dacă îl aflu cine e, o să-l strivesc cu bocan. Uite așa-i fac, uite așa, uite așa, până când ies mațele pe nas. Termină-te un titlete și pe tine o să te strivesc cât ești tu de mare. Scuze. Da, seara nici n-a fost zen aici. Ha! Îți dai seama? O să trăiască să o convin și pe aia că n-am fost cu alta. Ah, gândacule, ce o să-ți fac eu ție? O să te... Ba nu, nu o să te strivesc, o să fie o moarte prea ușoară. O să te prind și o să-ți mur toate picioarele, unul câte unul, unul câte unul, și-ți rup și gâtul și se bag în fund. Să te neci, să mori. Bă, dar te-ai gândit? O fi vreunul care are boală pe tine. Ești tu prin excludere. E cineva care n-are boală pe tine? Poponeț! Na, nu Poponeț. Ăla are cea mai mare boală pe tine, că e la gagica. Poponeț face reclamațiile ca să creadă zen că am fost cu altele și să mă desparte de ea. Auzi? Ia trage-l tu de limbă, dar discret. E, dar tu ce eu? Ca să nu te pun să plătești jumătate de amendă de aia, că e și casa ta. Pune-mă, că vreau. Jumătatea în bani, gogule, că de aia în natură mă ocup eu, da? S-a fi dat lucruri și mai speriat. Păi, unde e chitra? Ce? Că n-am bani de chitra, unde e? Că n-am bani de chirie. Că mi-a luat șefa toți banii pe amenzi. Bă, dar cine ești tu, mă, aștept să faci ceva ca să scap de chirie asta, mă? Depune niște reclamații anonime împotriva lui Pupăză. Și spui așa, că dacă te scapă de chirie, îi le mușamalizezi. Ha, ha, ce deștept ești tu. Bă, în primul rând că îi mușamalizează șefa, că e gagică sa. Da, și pe deasupra, dacă află ăla că eu am depus reclamațiile, normal că mă dă afară din casă. Bă, tu vrei să mă dea afară din casă? Și numai eu? Și dacă vrei? Nu! Deja! Hai, mă, Mercule! Ce vrei, mă, era aglomerație, de-abia am ajuns. Cu tine vorbeam, mușchiulică, cu râșnița asta de laptop. Ah, ia zi, care-i treaba? Probleme la bar? E, probleme, nu, mă. Vrem să te rog să vii și tu cu câțiva băieți din gașcă să mă antrenez și eu un pic, că m-am înscris la un concurs de karate și n-am mai făcut sparring de o grămadă de timp. Ce vorbești, mă? Păi nu știu eu ce înseamnă la tine sparring? Mușchiulică, îți dau procent din câștig. Câștig o să câștig. Nu e nevoie să vii tu. Îi trimis pe ei. Le spui că am o datorie la Fane Baroz și să face frica mine. De restul mă ocup eu. Am înțeles, dar dai procent baban. Că dacă află ăia că i-am trimis la tocător, în rumie căpățâna. Să mă, că n-află nimeni, hai. Hai, mersi să trăiești. Da, sunt toate. Bă, nu sunt! Pandame! Pandame! Unde e petul ăla de vin vărsat? Bă, că tu-mi ciordești băutura? Vezi că e și poliția de față. Bă, să n-am ciordit eu nicio băutură. Mârlanul a luat-o. Păi și tu ai dat voie? Tu o plătești. Cum să o plătesc eu? A zis că are acordul tău și că-i trebuie la nu știu ce împărtășanie. Minciună. Nu fi minciună, dar-i treaba lui. Ura, drăguța mea, și am împărtășit. Dau de... Ce e și părgânaș? Dau de băul la toată lumea, urând din partea mea. Auzi, vinul meu, oțule! Deci recunoști furtul, da? Nu! Nu, că ăla s-a dus pe șoseaua gătălui, gâl-gâl-gâl, cât zică Petrescu. Deci recunoști furtul, da? Foarte frumos! Mergi cu noi la secție, acolo e și mai răcoare, așa, e cum e ca la cramă. Ce plăți la cramă? Vreau la cramă! Trească părinția! Stai, mă, așa că nu o să fac reclamație. Că doar nu o să mă fac de rahat pentru 5 litri de vin în fața lui Zen. Mai bine îl imput lui Van Damme. Cum să vă pus? Îmi pare rău, Pupăză, nu mai avem ce face. Că omul s-a autodenunțat. Și noi ne-am autosesizat în oficiu. Nici aici. Ia zi, Gogule, ce ai aflat? Nimic. Nu Poponeț cel care îți trimite reclamațiile, că l-am verificat. Dar cine? Nu știu. Nu știu că nu găsesc serverul după care sunt trimise. Mă, nu cumva sunt inventate chiar de iubita ta? Că s-o primiez mai des? Bună! Stai, Romana, eu am plecat. Am treabă. Hai să nu-mi zici că a mai venit o reclamație.
Nu zic, dar a mai venit. Auzi, nu cumva reclamațiile sunt de la tine ca să mă faci să le plătesc în natură? Pupăză, tu mă faci nimfomană? Nu, iubito! Și chiar dacă ai fi, să știi că mie îmi place. Doar că nu înțeleg cum poate ăla să facă reclamații zilnic și voi, poliția, să nu faceți nimic ca să găsiți mincinosul. Dar de unde știi că noi nu facem nimic? De azi dimineață e dat în urmărire, deșteptule. Păi de ce nu zici așa, măi, zânuțo? Hai că de data asta chiar că te premiez substanțial. Nu mulțumesc că mi-a trecut excesul de nimfomanie. Stai, cred că eu, când am zis că ești nimfomană, vreau să zic că vine de la nimfă. Ce vorbești, mă? Ia uitați-vă planificare la asta. Madame, am impresia că ne cam e la mișto. Și fii atentă, că dacă continuăm ancheta și ți-l înfundăm pe iubițel, o să ți ia adio de la funcție. Că o să fii consorta unui infractor deosebit de... de gras. Așa că ia, matale, tabelul ăsta și încetează cu persecuțiile. Și dacă ai chef să te duci să stai printre aurolaci și să păzești Avutovșesc, treaba ta. Ți-am clar? Bine, mă, băieți, dacă voi vreți să stați mai prin birou, o să fac eu tot terenul. Ia, nu știu că se poate. Te-a durut? Pe loc de pauză. Șefa, am făcut graficul pentru săptămâna asta. Și de ce ai luat toate misiunile de teren? Mirabelo, am impresia că tu vrei să-i sabotezi. Ei au cerut șefa. O să scăzit mai detectivii și dacă ai trimit în stradă printre hoți și aurolaci și maidanezi, îi persecut? Așa, mă? Vreți să le leviți aici cu capul pe birouri în timp ce amărâta asta se luptă cu hoții de fier vechi? Lăsați o femeie să țină piept clanurilor mafiote? Lăsați șefa, ca în cuci. Știu, Mirabelo, dar m-am săturat să văd cum duci singură greu secției. Ia faceți voi schimb de misiuni imediat. Și de azi fac eu programările. Trăiți! Ce faci, mă? Fac încălzirea pisică, că trebuie să picie băieții aia, lumușiulică. Pentru sparring, nu ți-am zis? Ai făcut reclamația? Normal că am făcut-o, ce naiba. Uite-i că au venit. Sunt mascați ca să fie mai înfricoșători. E regie. Mă, băieți, lăsați pistolul, că era o glumă, mușculică, zici la mișto că am o datorie la Baros. E glumă, mă, băieți, voi nu mai știți de glumă, ce naiba. Da, o glumă foarte proastă, Vandame, care o să te cam coste. Galertarea falsă a organelor se pedepsește penal, da? Băieți, luați laptopul ca să avem dovada. Te-ai lămurit acum, dragă, cine este nimfomana? Dar nu sunt nimfomana, șefa. Am vrut să avem și noi puțină intimitate și confort, că aici o facem ca în gară. Ba intră unul, ba altul. Și de asta i-am făcut reclamație lui Pupăsă ca să nu vină peste noi. Vă rog, iertați-ne. Vă rog. Vă rugăm. Lasă-mă să-i pedepsesc eu. Că n-ar fi bine ca laptopul ăla să ajungă la procurori, pentru că n-am apucat să șterg filmulețul ăla cu nesimțiților. Bine, dar dacă mai vin o dată aici, ați dat de naiba. Reactivezi toate acuzațiile de azi, inclusiv agresarea organelor de ordine. Șefa, promit, ia asta că e recetată. Promit că nu o să mai ating mascații nici măcar cu o floare. Hai, băieți. Hai, băieți, mergeți. Iartă-ne, Pupăză! Iartă-ne, mă! Promite-mi că nu mai intrăm în dormitor decât în prezența ta! Da! Hai, mersi! Hă? Pentru? Da, că reclamațiile voastre mi-au dublat viața sexuală! Acum o fac cu zel de două ori pe zi! Ai auzit, mă? Pupăză! Păi, și nu simțim și noi un pic la cașcaval treaba asta, hă? Mm-hmm. Ba da, o să simțiți, cum să nu simțiți, că o să vă opresc din leafă contravaloarea energizantelor și vitaminelor pe care trebuie să le iau ca să fiu în formă, dacă mă înțelegi, unde bat de două ori pe zi, eu. Adică sigur. Să plătesc eu? Și pe asta de ce l-ați arestat, mă, că nu e nicio reclamație pe numele lui? S-a autodenunțat, șefa, da. Da, pentru că a sustras... L-a sustras, nimic, mai vorbiți prost, șefă. Eu m-am prefăcut ca să mă bage la arest, să-i trag de limbă pe infractori, poate vă asta câte ceva. Și ai obținut vreo informație? Sigur că da, era doi tapiri în arest, i-am tras de limbă, i-am
Până a vărsat tot, a spus tot să pregătește un jaf. Vor să jefuiască bancomatul de-lângă stadion. Bravo, mă! Genial plan, agent Mirabela. Ați văzut, mă, cum se face treaba? Dar nu! Voi vreți să trândăviți aici cu capul pe birouri? A, niște fătoare de-i măsat. Lasă că o să ia Mirabela toate primele. Știam eu că fac rost de bani de înscriere. Este. Ce să uită, băieți? Banii lui șeful. De ce spuneți lui șeful că m-am cumințit și că n-am ripostat deloc? Ia să-i banii lui șeful. Că când am spovedit galeria lui Baros, am aflat și de spargere. N-am aflat de la tapirii aia din arest. Am aflat... Ha! Scoate pistolul și lijează-l pe ăsta că a venit să mă împuște. Hua, bă, disperatule, că am venit să te premiez. Ia de aici. Na, că l-ai scăpat pe șeful de jigodile alea care umpleau de amenzi pe stadioane. Bă, ce m-ai speriat, veni, știi cum o acasă, domn furios, că chiar a crezut că ești furios pe mine. Păi chiar sunt furios, bă, că la câte punturi ți-am dat eu ție, nu m-ai putut băga și pe mine în combinația asta, nu? E, lasă că o să le spun eu la ăia din galerie cine le-am fundat liderii. Ce le-am fundat? Bă, dărulezi, bă, te ștâmpi la cap? Scuze-mi expresia la cap. Dai, uita, mă, că noi suntem băgați în combinația amândoi. N-avem noi, mă, o firmă de securitate împreună de pază și protecție. DGS, Dorulețe, Gașca, Security. Prostiși, mă! Păi, și partea mea unde e? Stai liniștit, mă, că ce al tău e pus deoparte. Sau, dacă nu mai chef de șmotru, hai să promfităm. Promfităm. Hai. Îndrăgostite, ca toți îndrăgostiții. Adică, mă rog, înțelegi tu. Nu știu, mă, ce-are scena asta. Sunt superficiali. Gâl, că zică pe interes cu un bar. Băi, recunoști purtul, da? Bun, mergi și mergi. Ce faci peste mine, bă, de frișatoare? Am și eu un joc cu bețiul ăsta la altă. Ce spui, bă, doamnică, îl bănesc pe ăsta? Da, că poate nu ție să-i întrebi.